Vă salut, prieteni, bine, v-am regăsit. Continuăm să vorbim despre fotbalul nostru, cel de toate zilele. Mulțumesc celor care ați dat click pe butonul alăturat, pe butonul abonare. S-a terminat și ziua de duminică, derbiul clujului. Ca de obicei, în cam în fiecare etapă, trebuie să vorbim și despre arbitraj sau mai mult despre arbitraj decât despre fotbal, sau de fotbal, sau de faze, de trasee, de posesie și așa mai departe, pentru că ăsta iar este un meci care face parte din calupul așa de meciuri stricate de arbitraj. Și nu o să comentăm foarte mult penaltiurile pentru că uh, primul penalti îi dă la cu gheata în cap, cu toate cărelorile nu ajută la mai niciuna dintre faze. Uh, e penalti, cred. Cel de-al doilea nu știu ce vede cărelorile, părelor nu se vede nimic, dar... Uh, E la 5 metri și faza, faza exact în fața lui. Am văzut de data asta, am stat, am văzut relorile, am stat, am văzut declarațiile celor implicați. Pe mine m-a surprins pe relori până să-l aud pe Bălan, că Bălan e implicat, atacantul de la Ucluj. M-a surprins că nu protestează, că nu zice nimic, să dă puțin în spate și vină alți colegi de-ai lui și protestează. Și am zis, bă, ăsta nu protestează că știind că este și var, ce rost are să protesteze ca să mai ia și vreun cartonaș galben. Dar nu protestezi în halul ăla în care să-ți dea galben, că trebuie să ai un pic de șmecherie fotbalistică, zici, bă, ce ai dat, bă, ce a fost, ce, bă, ce ai văzut, că am dat în minge sau și nu-l comentăm pentru că v-am spus, el spune după aceea, că am văzut, după ce am văzut de 15 orelorile, uite am văzut de 15 ore lorile și nu poți să spui că e penalti. Nu poți să spui nici că e penalti, nici că nu e penalti, nici că dă mingie, cine dă primul mingie, de ce cade ăla să tăvălește pe jos? De ce băla nu protestează? Că e o fază, și atunci, cum am zis și la Covaș, când, la meciul dintre Craiove, și am mai distrus vreo două meciuri, bă, ai var. Ai arbitru aproape de fază, varul nu intervine. ăla nici măcar nu se duce să vadă. Înseamnă că oră din tir sunt idioți sau ăla e idiot, ora ăla zice, nu, 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 am văzut, am controlat faza, e ok, mergi pe mâna mea, nu mai gata, nu mă mai succes, că am văzut bine. Și atunci ăla din camera var. Tace, că nu o să-i mai zică, vină vă să vezi, ești nebun, vino să vezi. Nu bă, am văzut, gata. Am văzut bine. Dar, băie, e exact în față, adică n-are, n-are cum să nu N-ai cum să nu vezi bine. Chiar la un moment dat, uitați-vă părelori, are un jucător în față și se deplasează, așa face un pic ca un arc de cerc și se pune bine. Și Bălan zice, domnule, eu cred că dau mingi, băi, eu un contact acolo, mingea la mijloc între ei. Bălan la un moment dat pare că piciorul lui fiind flexat așa și în aer, că e mai departe un pic decât, că eu, când se vede din lateral așa, apare piciorul ăla un pic, uite ăsta aici, un pic mai în față, decât și mingea în trei, nu poți să. Al treilea, sare ăla la cap și dă lui Bolan să vede, că îi dă, e fault în care, bă, da, și la al treilea ăla nu fuieră nimic. Că, bă, dacă când mingea, cele mai ușoare faze, sunt când mingea este în aer, că vezi de unde vine ăla, traiectoria balonului, vezi doi jucători care se pregătesc să joace mingea, îl vezi care sare, care face așa, care dă din mână, care pendulează în aer să lovească, care... Bă, și nu fluieră. Să vede că vine ăla cu mâna peste aici undeva și lovești. Ne făcând așa, nu, dar ridică mâna și lovește în săritură. E fault, cartonaș galben, normal, și penalti. La penalti, că fiind fault în care, e penalti. La penalti, 5 sau 6 jucători intră chiar unul de la Universitatea Cluj la vreo 3 metri în spatele executantului. Și sunt vreo 5, 2 cu 3 sau 3 cu 2 de la ambele echipe, 5-5 plus executantul în suprafața de pedeapsă. Aici nu poate să intervină varul, că nu chiar aici iar e o altă tâmpenie a varului. Că varul zice, domne, dacă e roșu, gol, anulare de gol, gol corect și așa mai departe, intervine. Păi da, mă, dar și la penalti, când intră ăia în care e tot gol, că din penalti ăla iese gol. E, ci că varul nu poate să intervină, să dicteze, repet să-l cheme pe la vină, vă dobitocule aici, uite-te la televizor, vezi că ți-au intrat, repetă-l, chiar dacă e gol. Dar, în schimb, poate să intervină varul, când portarul nu este pe linia porții, cu ambele picioare și apără mingea, intervine varul și ce să repetă. Adică sunt niște, din ce știu eu, dacă greșesc, înseamnă că sunt dobitoc, cu acte. Dar asta știu că, asta știu, am întrebat un arbitru de divizia C și mi-a zis, nu bă, că la astea când intră în... Când intră în careu, nu, să, nu poate să intervină varul. Păi cum nu poate? Că e fază de gol nu, nu, și nu, nu intervine, să marchează, ok. Bă, da, minutul 69 sau 70, poziționat la fel de bine ca la penaltiul care îl dictează pentru CFR Cluj, bă, e un fault care are și intensitate. E cu ambele picioare în față, cu ambele tălpi în față alunecare. Stă acolo pe tibia lui ăla când îl lovește. Bă, Doamne ajută, ăla are bulan. Că și apucă să sară un pic. Că nu-i face fractură de tibie și peroneu. Și că e undeva mai jos, pe lângă blaba piciorului așa, că dacă îl prinde cu picioarele ca lumea pe pământ îi, și e mai sus ăla cu 10 cm, cu toate apărătorile, cu totul îi rupe piciorul. Fa, faultul e la Fulop, dacă nu mă înșel, nu știu ca cine e jucătorul care îl faultează. Bă, dar e un faul grosolan. Și nu că am văzut piciorul lui Fulop și ne-am impresionat că are două zgârieturi. Arată bine piciorul. Are două zgârieturi, Ok, piciorul lui, lui ăla, lui Deac, când l-a călcat vreo unul pe gleznă și s-a umflat atât, era mai impresionant decât al lui Fiulop, sau cum îl cheamă, și joacă de Deac după vreo trei zile. Sunt niște zgârieturi de la crampoane. Bă, da, cum să dai galben la faza aia când e în fața ta? Adică, bă, penaltiul ăla îl vezi care e o luptă la minge așa în aer și vezi și îl dai? Bă, și ăsta care e la 3 metri de tine, dai doar galben și ok, dai galben, bup, ok, -ai, nu ți-ai dat seama de intensitate, nu ți-ai dat seama că e cu două picioare, cu tălpi, cu... Mă, dau ăia din cameră, ai relori, la, bă, poți să zici, la penalti, la penaltiul 2, doamne relorile n-ajută, că n-ajută, e filmat odată din, după dealul feleacului, odată din kill și odată de sub pământ. Nu, se vede mai nimic. Da, aia trebuie să-i și dai credit arbitru. Dar ce credit să-i dai unui arbitru care face greșelile astea pe urmă, de-a lungul partidei? Și faza asta e clară, adică să vede și de sus, și din lateral, și de la nivelul gazonului, să-i duce ăla inconștient, ăla îi poate rupe piciorul. Fără nicio exagerare, fără nimic. Bă, și nu-l cheamă. Că la roșu normal te cheamă. P te poate chema. Bă, să, eu sunt convins. Sunt 100%, bă, și mi-8 dacă e arbitru. Dacă verifică faza cu bățul, cu bățul alb să duce așa și verifică, bă, dă, dai cartonaj roșu. Că n-ai cum. Bă, e minutul 70. Că bine, zice, și ați văzut, eu am o părere foarte bună despre Neagoie, și am spus-o tot timpul, nu înțeleg de ce atât de mulți ani nu și-a găsit echipă să antreneze în România. Bă, vine săracul cu toată supărarea și cu aia zâmbind și spune, bă nene, păi avem la voluntar un hands cât casa poporului de mare, nu ni-l dă varul, nu ni-l dă nimeni. Aici, acum ăsta nu vede, bă, zice, ne bătea CFR, -ul. oricum poate, ne băteau 3-0, 5-0, 7-0, că sunt buni. Adevărul e că CFR-ul sunt buni și n-ar avea nevoie de ajutorul arbitrilor să câștige încă un campionat și să fie al șaselea. Bă, dar dați-ne și nouă ce al nostru. Ai că pare că ne luați de dobitoci. Și când îi mai au și pe analiștii procluși, domne, dar are circunstanțe dar este aproape, dar bă, nu e faul, ăla e faul și la lupte, și la ruibii, și la ce vreți voi, și la K1 e faul ăla. Și la k e fault. Hai că doar Mircea Badea se poate feri de un, de un așa atac. Că ați văzut, el cade din picioare. N-ai cum să nu-l chemi. Hai că, indiferent ce spune ăla, că ăla poate zice, bă, lasă-mă, nu știu cum e protocolul ăsta. Dar îi zici în cască acolo, cum e trevino o să vezi că e groasă. Am văzut faza în control, bă, ai controlat pe să te ia Treci la margine să te uiți că, bă, sunt colegi până la urmă. Că mie care îmi spuneți că, uh, 2-10, rătăcitul de pe gazon, sunt eu pasărea din cuib, din tir. Uh, vino să vezi intrus la centru terenului. Îți mulțumesc, te rog, recepționat, te rog frumos, vino să verifici. Băi, zici am o să-ți că, mă, tai orbu găinii, treci la margine să vezi chiar dacă sunt alea înregistrate. Bă, du-te vă să vezi că faci greșeală mare, e roșu. Am controlat ai controlat pe să te ia, vino să vezi faza. Și dacă vezi că o ținem prostii așa, zici, deci, bă, dobitogule, te expui, te suspendă ăștia, vino să vezi că nu, îți menții decizia. Dar vino să vezi că e roșu clar. Și eu nu cred că, că dă și Petrescu, ăsta pare și ăsta Petrescu, îl cheamă, cred că nu greșesc, nu mai stau să caut acum, îi calcă pe urme Cova și ăsta. Și mai vine un, da, și uite că asta uitam să zic și revenim la penaltiul ăsta, bă, vine un jucător și cred că tot Fiulop sau Fulop, nu știu cum, Fiulop, cred, că e cum e Cheșeriu, a, și mai am adus aminte de la meciul din cupă al uh, echipei din Arad, UTA, contra FCSB comentează doi, în, în, în trio, în duet, în, în trio că ei mai au de regulă, unul dintre ei mai are o voce imaginară în cap, în duet, în tandem, în bă, și unul zicea cheșerul, unul zicea cheșeriu ăla nostru cu fran francofonul din boscheți. Cheșeriu, ce la cheșeriu, ce ocazie, cheșeriu, șut! Should... Bine, șut nu că n-a ajuns să tragă la poartă, cheșeriu. Bă, nene, hotărâți-vă, naiba, sau faceți niște cursuri de astea de dicție de... și puneți-vă de acord, vorbiți, faceți ședință de sumar înainte să înceapă meciul și spuneți, post cheamă moloz, post cheamă, era să zic, o prostie. Și, bă, măcar spuneți-le la fel, pe nume. Da? Uh... Bă, ăsta... Bă, să vorbești cu mă? Că zice ăla. Bă, vorbește cu mă, du-te mă de aici. Ce vrei mă? Păi mă, e mă, ta mă. Că ăla dacă îi zice jucătorul mă, ești cu mă, ta, îi dă roșu și îl dă afară. Sau dacă îi zice bă, 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 mă, ce ai fluierat? Ai grijă cum... Zi mă ce ai fluierat? Îi dă cartonaș. Galben poate. Ai că bă, eu, uite, și hai că vă povestesc asta și revenim la meci. Eram jucător în divizia C, la Electromagnetica București, stadionul Strada Veselie. Era veselie mare pe vremea aia la divizia C, dar erau echipe bune. De ce? Pentru că erau echipe de fabrică, unde să dădeau o masă, să dădeau bilete în concediu de două ori pe an prin sindicat și era ieftineală, să dădea salariu, te angaja, mergea cartea de muncă, terenuri bune. Păi eu mi-aduc aminte, eram tânăr, mă doream și eu să ajung fotbalist. Din păcate n-am ajuns. Bă, jucai așa. Metal. Gazon senzațional. Mecanică fină. Gazon biliard. Uh, Aversa, gazon, brici, uh, boldești, scăieni, Bol teleaj, plopeni, uh, bă, în echipe, eu mai zic din astea și după la Divizia B, dar Divizia C, alea primele care le-am zis, toate erau la Divizia C, le Ordeni, la fel. Uh, ce mai că nici nu mai-mi aduc aminte așa ce echipe mai. Bă, dar era un gazon, frate, bă, da. Și acolo te și antrenai toată săptămâna, că electromagnetic avea un teren mare și lat, pe veselie. Bă, și șeful echipei, președintele, era și șeful de la secția de cablaje, de la electromagnetica. Și acolo eram angajați, la secția cablaje. Eu, eu cel puțin și încă mai 10-15, nu știu. Nu știu dacă toți eram la cablaje. Domnul Nelu Butoiu. Butoi sau butoiul care a fost formă și pe la a devenit electromagnetica satelitul rapidului și își mutase biroul pe la Pro Rapid pe acolo. Bă, și el era bine băgat și cu arbitrii. Și chema arbitrii de ăștia de perspectivă, miercuri a jucat meci amical. Luni marți antrenament, miercuri meci amical, joi vineri antrenament, sâmbătă sâmbătă să juca vineri seara, să juca depinde. Uh, meci oficial. Da, miercuri a jucam un amical. Bă, și venea Tudor, care Tudor era... Nu era un Tudor ăla care îl știm. Era și el mai... Cred că era pe la divizia B. Sau chiar ce, nu mai știu. Bă, da venea și... Fără să-l plătească, fără nimic. Să ne arbitreze ca să, să fie în formă, să fie... Bă, și erau meciuri amicale. Adică câteodată nu găsea adversar antrenorul, pe Buric l-am avut antrenor o perioadă și pe urmă nu mai știu cine a fost. fost un jucător al rapidului, Neadinu. Bă, și câteodată jucam probabil cu posibili. Și venea Tudor și ne arbitra. Bă, era dilău. Ai că, bă, făcea ca la meci oficial. Pentru Tudor nu exista. Venea cu cartonașe, cu ne punea pe tunel acolo. Cu... Noi eram pe teren, fluiera. La tunel Băi, ești nebun, e meci între noi La tunel to Domnilor, acesta este obiectul muncii Vă rog să păstrați fel prelu Fără intrări dure Fără violență Să nu vă loviți Respectați-vă, este meseria dumneavoastră Din asta trăiți Eu arbitrez Albastru cu portocaliu N-am niciun interes Dacă greșesc Este greșeala mea Vă rog să vă vedeți de joc. Baftă vă doresc. Să întorcea și puf, o tulea spre centru. Mergea și este așa. Abia te țineai după el. Ba așa a vorbit Tudor. Toată ca... Ulterior ajunge și el mai sus. Mai ajung și eu un pic mai sus. Și ne intersectăm. Bă, nu puteai să-i vorbești cu să te duci la el să i bă, Tudor, e ce la mea e mă, că mai vorbești așa pe teren, că e fotbal, nu e bă. Slujbă. Cu unii arbitriți mai permiți. Bă, cu Tudor nu... Uite cu Balaș, care Balaș era normal pe vremea aia, Cristi Balaș. La fel, bă, elegant, cu vocabularul la el, cu... Acum, de când... Bine, în ultimul timp, de când analizează pe foștii, îi analiza pe foștii lui colegi și avea prietenii și alea, ne spunea că... Pf, și în seara asta, dacă era în studio și arbitra Petrescu, ne spunea că nu-i roșu la ăla, că uh, ia lune că crampoanele pe lângă tibia lui ăla. Uh, bă, la fel, Balaș. Domnilor, ba, Balaș mai, mai făcea o glumă, mai Tudor nu. Tudor, dacă glumeai cu el, spunea, domnule, domnuniță, te rog foarte mult. Te și speria. Știau jucătorii cum îi cheamă. Păi ăștia de aici cred că mulți nici nu cunosc jucătorii. Bă, la divizia C Eram niște amatori pârliți. Unii care să lăsaseră de fotbal și nu știau, unii care nu le plăcea să se ducă la muncă și veneau la fotbal și câțiva tineri care ne doream să ajungem fotbaliști. Și unii care erau și ei pe la divizia C de ani și ani de zile. Bă, mi-aduc aminte Că mi-a scris un băiat în comentarii, fundașul dreapta, unul mic așa, un bănel nicoliță mai mic de statură, Dumitrescu, cred. Bă, fugea de dădea boala în el. Și băga alunecări, piticul atomic, ziceai că îl, îl, îl ustură la cur cu ardeiu. Bă, bă, bă băga și la antrenament, alunecări, alea, meciuri, alea. Domnul Dumitrescu, a, și încă ceva. Tudor, și când arbitra la divizia, vă spun că le-am prins. Bă, în momentul când era mingea în, în duel, da, mingea la mijlocul distanței și veneau doi jucători, atenție, joacă mingea, atenție, bă, țipa în timp ce a arbitra... Și a, Tudor alerga, dar ziceai că e posedat. Tudor alerga mai mult decât unii fotbaliști. Pe vremea aia nu s-a alergat așa mult ca acum. Acum să mai alergă cu cap. Atunci alergai că... Alergai, nu era asta de monitorizare. Păi dacă... Uh, cred că unii jucători după vremuri alergau 12-13 km și la antrenament, nu numai la meciurile, și pe la diviziile inferioare. Că se făcea pregătirea aia rusească, spartană, până fomitai, până te făceai palid la față, până... Bă, și Tudor, atenție, joacă mingea! Ai grijă! Bă, bă tot timpul! Ăsta de azi, Petrescu ăsta zice fiul pe ăla, că îi zice du-te bă de da aici sau pleacă mă de da aici sau ce vrei mă. Păi mă, ce mă mă fut... Bă, cum să vorbești tu cu un fotbalist cu mă? Cum nici ăla n-are dreptul să vorbească cu tine cu mă? Eu îi spuneam lui, și uite, eu îl cunoșteam pe Tudor de la divizia C, De la Electromaș și așa am urcat el mai repede, că era mai sprinten. Bă, nu-mi permiteam să-i zic Tudore. Eu m-am întâlnit cu Tudor după ce m-am lăsat de vreo la vreo 5 ani după ce m-am lăsat de fotbal în studioul unei emisiuni TV și am zis, ce faci domnul Tudor? Și s-a făcut ochii mari așa și... Băi, Robert, ce n -ai. ne cunoaștem de când... Bă, nu pot să zic că că mi se pare că sunt obișnuit cu tine, cu fluierul și cu alea, să nu mai elimin. Dacă nu sunt respectoși, Și a început să râdă. Mă, nu, nu mergea. Balaș care mai făcea o glumă, care mai zâmbea Tudor, ziceai că e... te bate pe teren. Sau te da afară și dacă zâmbești tu un pic, fără să-i zici nimic. Ai că cu Tudor trebuia să fii serios. Prea serios. E, cu bala și era altceva. Bala și era mai maleabil, mai... Bă, hai mă, că așa am văzut, nu mai fi așa vehement și nu îl vedeai cu bala să fac așa cum fac ăștia, zici că-s posedați. Niciodată. E, cu bala și dacă mă întâlnesc, salut Cristi, ce faci? Bă, Tudor parcă tot a rămas la domnul Tudor, știi? Bine, pe l-am prins și pe domnul Tudor la un cu Gloria Bistrița Când nu mai era așa de, de supărat Pe la Alba, Iulia, cred că, că v-am și povestit Când o ia unul cu mâna după linia poți și zice Joacă, joacă, Vasile Pop uh, Și face meci egal, acolo era Nea Jean, cu Bistrița la retrogradare Și eram și-o trecător pe acolo Doamne ajută că n-a rămas mult uh, Așa cu că adică, cu... Sau cum îi zice ăla îngânfatul ăla, zice lui Coma, marș de aici, bă. Îi am un pumn pe teren să mă, să mă judece ăia. Îi scoteam tricou și am tu mă dă-te, bă, gam, dă... Băia frumos ce ești. Și plecam după teren. Că trebuia să apară înregistrarea, nu? Că poștea ăștia înregistrează de mult de când comunică prin anul, doar cu varul acum. Păi dați-mă înregistrarea să vedem ăla de ce nu se elimină, că zice marș bă de aici. Dă-i bă drum de aici, marș de aici. Marș, tu mă dă tem, ce ochi Nu? Păi nu mă de respectul trebuie să fie reciproc. Dar nu. Ăștia sunt stat în stat, arbitrii. Și uh, comisia centrală, nu îți explică cine-i suspendat. De... Bă, totul e confidențial acolo. Totul e confidențial nu l-au suspendat, nu, dar e reținut de la delegări, dar ieși, mă, după fiecare etapă și fă informare publică, pe site. Nu o să faci conferință de presă, că poate ești, nu ești fotogenic, telegenic sau videogenic. pune acolo, etapa 14 -a. În urma prestațiilor înregistrate la meciurile din etapa 14 următorii arbitri sunt reținuți de la delegări. Petrescu, Covaci și Fănică. Vom reveni ulterior cu informații. Articolul 14, 15, greșel, nota observatorului, nu știu ce, trei etape. Două etape. O etapă. Avertizment. Nu să știe, mă, nimic. Nimic. Nu e cine-i suspendat, cine a greșit, cine n-a greșit. Notele observatorului, nimic. Bă, ok, nu faci publice notele. Că zici că prind aia ură unii pe alții. Comisia Centrală a a considerat că arbitru cu tare va fi suspendat de la delegări în următoarele trei etape. Din vari motive. Bă, nu trebuie să ne explici de ce. Bă, da. Ca a greșit, n-ar trebui să știm și noi telespectatori. Că mi se pare că e o bătaie de joc și pentru telespectatori. Și pentru aia care se duc la stadion, pentru care plătesc bilet. Hai că de ce bă, chivulete care din 10 meciuri 8 sau 7 le face praf? Păi nu-l dă la centru, dar e rezervă. Și uitați-vă la că păi e rezervă, sau la centru la anul trecut era așa: Clinceni, voluntari, FCSB, DINAMO, RAPID. Adică era la. Cred că când se ducea spre. ce echipă, așa e. La, când se ducea la Pitești, era cam de departe, era supărat. Și baie, baț îl trimitea o meci și rezervă, mai făcea o meci praf, aia iar îl dădea rezervă, pe urmă făcea o meci bun, îi mai dădea altul la centru, a, îl făcea, rupea în gură și meciul ăla, iar era rezervă a, și mai arbitra și cu un derby pe la divizia B. A, Universitatea Craiova cu Rapid sau Petrolul Ploiești cu Hermannstadt. Păi și bă, la tot timpul în casa. Asta meseria, asta arbitru, eu cred că e cea mai frumoasă din lume. Indiferent ce faci, ești plătit. Indiferent. Că pleci după teren, că faci praf meciu, că nu faci nimic, că... De tu ești plătit. Și mai iei banii și săptămâna următoare. Că toată lumea vorbește de banii fotbaliștilor. Păi de banii arbitrilor de ce nu vorbește nimeni? Sau ce, domne l-am reținut de la delegări și te uiți pe... Prin ziare, prin alea, mai te uiți un campionatul din Arabia Saudită, din nu știu unde și vezi. La centru Covaci. Păi noi eram un suspendat. L-am trimis domne și acolo că e 12.000 de euro baremul. La un meci. Păi după ce a făcut meciul praf în România al premiați. trimiteți l mă la divizia ce să... Nu? Păi du-te la divizia ce că nu e var. Nu e nici presiune mare. Să vezi să te înjure oia din tribună. La divizia B e mult. Lasă-i pe aia divizionar B la B. Trimite-l mă la ce? Să vadă să-și aducă aminte cum era 7-10 milioane baremul. Și să te duci la carei. Să arbitrezi. Să te înjure oia, Să te spurce dinainte să înceapă meciul. Nu. E totul secret. Secret confidențial. Ăștia zici că lucrează la NASA. Arbitrii ăștia zici că sunt... Orică sunt spioni, nu poți să... Bă, n-ai cum să vă afli de arbitru, ce... Bă, o secretomanie de... Când eram observator, la fel, să nu intre în contact, să comunice locul unde se cazează, să cazează, să, să și nu mai intre în contact cu oia. Să... Mă, da, sunt vreo unii dobitos să aranjeze meciul cu 24 de ore înainte, când ajunge la seara acolo, să se culce, că e meciul a doua zi după amiaza, să fie odihnit, nu, domne, nu iau legătura cu observatorul și să spună ție dacă, dacă au nevoie de microbuz să vină la stadion ca să nu ia ei legătura cu organizatorii. Păi parcă dacă vor să facă ceva iau legătura cu zi înainte. Află organizatorul dinainte de legările de la NASA. Hai că, bă, toți ăștia sunt atât de... trebuie să fie protejați, trebuie să fie... Dacă vrei să afli ceva, trebuie să faci cerere la guvern, la SRI și la să desecretizeze anumite informații. Și ei fac praf meciurile pe bandă rulant. Bă, dacă nu vezi nici cu var, înseamnă că ești onanist. Ești miop, ești idiot, ești ceva, nu știu. Ești, nu ești pentru arbitraj. Ca uite, ca să nu jignim, nu ești făcut pentru arbitraj. Ești, bă, du-te frate și arbitrează la, nu știu, la... Nu, pă, că la polo e greu, că își dau aia pe sub apă de... La tenis de câmp și acolo e greu. La... Bă, badminton. Uh... Popice, că le numără mașina automat câte că au căzut. Mm. Nu știu, du-te, frate, la alt sport. Du-te la copii, că să joacă mai lent nu sunt... Uh... Dacă tot ai plăcerea asta să arbitrezi. Da, cum să nu vadă la roșu și ăla cum să nu-l cheme? Eu de roșu zic cel mai mult, de ăsta mă leg că, bă, nu zic de penaltiurile ăla, că nu sunt relor, că au scuze. Mă, la roșu nu are nicio scuză. El lângă fază, nu vede nimeni, nu vine în alergare din spate, din lateral, din băie e faza în fața lui. Și nu vede că ăla îi face fractură lor, poate să-i facă fractură. Și nu și arată. Așa 70. Bă, bine zice Neagoi. Bă, poate să mă bată 3-0, 5. Că sunt oricum mai buni. Dar mă, ăștia spus și aici să arbitreze corect. Să -ar arbitreze. Și corect. Păi și... Lasă-mă să pierd eu că sunt prost. Dar dăm ce al meu. Bă, dăm ce al meu. Dacă am penalti, dăm penalti. Dacă e opsai, dă opsai. Dacă e roșu, dă roșu. Dă ce trebuie să-mi dai. Nu-mi lua. Că ce păi da, domne, dar nu i-a dat nimic. Păi, cum nu i-a dat nimic? Îi face o nedreptate. Că nu elimină un jucător. În minutul 70. Și de ce nu te duci la var? Că am urlat toți că vrem var, vrem var. Păi vrem var și noi totuși am terenul cu varul ăla. Dă-l în naiba de var. Cheamă-l pe prosa să uite la televizor dacă nu, nu pricepe, nu înțelege, nu vede. Bă, e ok să greșești, să nu vezi. Bă, dacă nu te duci să verifici, bă, pare a hoție, pare a furt, a rea intenție, a idioțenie. Așa pare. Eu nu zic că e fură sau că sunt proști. Dar sunt rău intenționați dacă nu se duc să verifici. Cu toată aia care zicea că am controlat faza, că l-am mai auzit până analiză Domne a spus că a controlat fața. De unde știi tu că a spus că a controlat fața? Și chiar la poate să spună orice. Dacă tu ești în fața televizorului și ai specialiști lângă tine care îți fac zoom, care îți dau reloarea de sus, de jos, din stânga, de un rahat, de un dau. Și tu vezi, băi, și la ăla, îi spui, băi, ești dovidul, de... treci mă aici. Bă, greșești, vino să te uiți doar. Băi, eu văd aici, e clar. Nu. Păi dacă nu te duci, înseamnă că ești rău intenționat cum face și Covaci. El se duce doar în Champions League, că acolo îi țâțâie găozelul. Strânge din buș la Champions League, la meciuri de... Termină partida cu hemoroizi, ca reclama aia de arată ăștia, de fac la hemorson. Sau cum îi zice la ala. Procto căcat. Păi strânge din cur acolo când la poana aia verificare var. Uita ce-ai face ochiul maro. Îi pulsează pupila lo am belit-o Păi vină și în România Aici e, lasă-ne că e covaci la campionatul mondial Păi e printre cei mai slabi arbitrii În ultimele 15 meciuri. Dar asta e, hai că Mă chinuie retardul Iar iar m-am îmbușorat De la tricou ăsta Să fiți sănătoși, rămâneți oameni Să aveți o săptămână forță și nu uitați Fiți bune fiți bun mâine că până la urmă varul ne va vedea pe toți. V-am pupat toate cele bune.